Toată lumea știe că gimnastele au această problemă cu spatele. Și eu am această problemă și am avut... Piticul de poziționare, agățată pe stânci, la înălțime. Bă, Coaie! Ce vrei, mă, Coaie? Mai filmează, bă, și tu un Q&A, că n-am mai filmat de 2 luni. Lasă-mă, bă, în pace să mă uit la televizor. Ai făcut 100.000 de abonați. Filmează! Ah, bine, frate! Înainte ca videoul să înceapă, vreau să vă spun că acest episod este sponsorizat de Wondershare Data Recovery. Este un program prin care vă puteți recupera fișierele pierdute, dacă ați pierdut niște fișiere, puteți să le recuperați folosind acest program. Aveți un link în descriere de unde puteți să downloadați trial-uri sau să-l cumpărați dacă vă place foarte mult programul. Eu am fost Gami și hai să trecem la episod. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Q&A. N-am mai făcut un Q&A de foarte, foarte, foarte mult timp, așa că m-am decis să facem unul. Am ajuns și la suma de 100.000 de abonați, ceea ce e foarte, foarte tare și vă iubesc pe toți. Înainte să începem, aș aprecia foarte mult dacă mi-ați da un follow pe Facebook. Aveți un link în descriere și o anotare pe ecran, pentru că acolo postez foarte, foarte multe chestii legate de canal, update-uri și tot felul de chestii. Vă cer întrebări pentru Q&A, vă întreb diferite chestii și multă lume nu mi-a dat follow și nu știe când vă întreb chestiile astea. Prima întrebare: ce părere ai despre hate-ul cu Magda? Hate-ul cu Magda mi se pare inutil. E inutil pentru că degeaba se face hate, nu o să schimbe deloc situația, doar pur și simplu o să aibă mai multe vizualizări la videoclipuri și cam atât. Inutil, adică nu înțeleg motivul pentru care și ea hate. Adică da, a crescut pe urma lui Shelly, asta e clar. Doar că vă dați seama că faza asta cu YouTube-ul nu cred că o să țină foarte, foarte mult la ea. Deci s-ar putea să se lase. A doua chestie, multă lume zice că l-a schimbat pe Shelly. Eu nu prea cred chestia asta pentru că vara au făcut daily vloguri. Pentru că a fost plecat. Și eu am făcut daily vloguri pentru că am fost plecat. Foarte multă lume a făcut daily vloguri pentru că a fost plecată. Dar că acum începe școala, o să mă pun și eu să fac videoclipuri normale, cum cred că o să facă și Shelly sau mulți alți youtuberi care au făcut daily vloguri vara asta. De ce nu mai postez zilnic? Da, e o întrebare foarte bună. De ce n-am mai postat? Ei bine, asta e ultima săptămână de vacanță și am vrut să profit de ea, așa că am ieșit cu bicicleta în fiecare zi, plecam pe la 12, mă întorceam pe la 6, 7, 8 și nu mai aveam timp să filmez, adică puteam seara, dar eram foarte obosit și am zis decât să fac videoclipuri în care par obosit, am zis să nu mai fac deloc. Astăzi am găsit o zi liberă și nu mai ies, așa că am putut să filmez câteva videoclipuri. De ce nu mai faci gaming și mai mult vlog pe acest canal? Cum am zis și mai devreme, vara asta am fost foarte mult plecat și dacă am fost plecat am zis, bă, n-are rost să fac videoclipuri, să filmez în avans 50.000 de videoclipuri needitate, nimic. Așa că am zis, hai să iau camera cu mine și să filmez peste tot unde merg. Și de asta am făcut mai mult vlog, dar o să revenim și pe gaming. Cum ți-ai petrecut vara? Cred că ați văzut și voi cum mi-am petrecut vara, pentru că am făcut destul de multe daily vloguri. Ba nu, am făcut vreo 9 daily vloguri. Și în rest am mai fost în două tabere și ieșeam cam aproape în fiecare zi la fotbal, ieșeam cu bicicleta. Vreau să-mi iau un ham de la un GoPro chesty de ți-l pui pe piept, știi? Și pot să filmez cu bicicleta. N-am apucat să-mi iau unul de la, o să-mi iau pe viitor și o să fie foarte, foarte mișto. Dar stai că după toți lumea o să zică că vai că-l copiez pe Bucharest Bike Traffic. Ai. Ce părere ai despre școală? Subiectul ăsta e destul de mare și trebuie acoperit într-un singur videoclip, dar vă zic așa opinia mea generală despre școală. Deci, hai să vă fac o schemă. Aici ești tu, aici e knowledge, adică învățătură. Aici în centru este școala, metoda de predare a acestui knowledge. Școala este greșită. Deci, sistemul de educație este greșit pentru că se pune valoare pe not. Înțeleg, trebuie să-i notezi pe copii, să faci cumva, dar nu să-i ameninți. Dacă nu ești cu minte, îți dau un 4 și îți ca toată media. Notele sunt la fel, de exemplu, la Cuca Măcăii poți să iei
note mai mari mai ușor și, de exemplu, la liceu Sava poți să iei note mari mai greu, dar să zicem la un examen de intrare la liceu, să zicem, contează media. Deci, practic, ăla de la Cucamă Căi s-ar putea să intre peste tine. Ceea ce e super fucked up, după părerea mea. Deci, da, asta e părerea mea despre școală. Trebuie schimbată metoda de predare și metoda de notare. Care sunt planurile tale în viitor în legătură cu canalul de YouTube? Ei bine, asta am zis și în videoclipul trecut, special pentru 100.000 de abonați. Vreau să fac videoclipuri mai calitative, mai multe sketch-uri și mai puțin gaming de la așa, needitat, nemuncit. Vreau să fac videoclipuri cu mai multe efecte speciale, vreau să învăț să fac mai multe chestii în diferite programe, să editez mai mult, să îmi depun mai multă muncă în videoclipuri. Multă lume n-ar aprecia chestia asta, dar eu momentan nu sunt mulțumit de calitatea videoclipurilor mele și vreau să fac ceva mai bine. Așa că aș aprecia foarte mult dacă mi-ați lăsa în comentarii niște idei de sketch-uri. Vreau să-mi lăsați niște idei originale în secțiunea de comentarii și poate le punem în practică dacă sunt foarte bune. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc oamenii despre tine? M-am întrebat ce gândesc oamenii despre mine și mi-am dat seama că nu prea e important. Important e, să zicem, dacă tu te apuci de ceva și îți place ceea ce faci, să nu spese de ce cred alții despre tine. De exemplu, când m-am apucat eu de YouTube, să zicem, acum un an, toți colegii mei erau ceva de genul: e nașpa, frate, lasă-te, ești praf. Sunt, uite-te la alți YouTuberi, au 300.000 de abonați, tu ai 1.000, lasă-te. Iar acum am ajuns unde sunt și știu că sunt capabil să ajung și mai sus. Gândește-te că tu ai muncit vreo 2 ore la un video, 2 ore, 2 ore sau mai mult, și vine cineva și îți scrie: ești praf, lasă-te. Adică tu ai muncit la videoclipul la 2-3 ore și vine unul care pur și simplu a stat 2 secunde să-ți scrie un comentariu să te facă pe tine praf, când el nici măcar nu știe cât de mult ai muncit tu la videoclipul ăla. Pur și simplu scrie asta ca să te enerveze. Așa că nu trebuie să-ți pese ce cred alții despre tine. Bune și cam atât cu acest Q&A, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe acel buton de like, aș aprecia foarte mult dacă mi-ați dat un follow pe Facebook, aveți un link în descriere, pentru că acolo vă cer multe întrebări și vă zic chestii importante și mi-a pus și poze dacă vreți să vedeți poze. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!